Bună ziua, dragi prieteni! Suntem la Tribunalul Ilfov, unde se vor face 4 ani. Este următorul termen, chiar în 18 martie, ziua în care Marina a fost dusă la spital, bătută în stare gravă, ulterior avea să moară, și procesul se prelungește. La termenul acesta la care am asistat, au fost audiați din nou oameni de la spital, medici, asistenți și infirmiere. Aud mereu aceleași lucruri, aceleași informații, și anume faptul că sub nicio formă nu avea cum să pice Marina de pe Striker, acea targă cu rotile, cu roți, de mai multe termene. Haideți un pic mai aproape. De ce se audiază în continuu? Mi se pare redundant, mi se pare că sunt o grămadă de medici, de asistente, 20 de persoane până acum, cred, care spun același lucru și... Așa este, procedura spune că fiecare instanță, când vine o nouă instanță, trebuie să audiază toți martorii. Ideea este că deja după 4 ani de zile, oamenii oricum nu-și mai amintesc, pentru că sunt... Da, am văzut că cei mai mulți spun, nu mai țin minte, nu mai știu. Și toate audierile astea ar fi putut să meargă, chiar dacă asta e procedura, ar fi putut să meargă mult mai repede, doar că... avocatele domnului inculpat pun tot felul de întrebări ca să vină la un răspuns care le-ar conveni lor, cu toate că nu se ajunge niciodată la răspunsul ăla, pentru că oamenii spun că au spus adevărul de la bun început și asta este. Adică ele tot insistă și pun presiune pe martori și se pierde foarte mult timp. Caută să tragă de timp, ca și cu termenele, că de fiecare dată au probleme, nu ajung, sunt, cu toate că sunt două avocate, vor termene, nu putem în ziua de dată. S-a părut foarte șocant. Îmi cer scuze, dragi prieteni, pentru cei care ați venit pe canalul de YouTube mai de curând. Doamna este mama Marinei, fosta parteneră a interlopului Alexandru Iordan din clanul Iordan din Chiașna, care tânăra a fost bătută în 2020, 18 martie, dusă la spital în stare gravă. Și apoi a decedat. Noi am mai realizat un interviu și astăzi am mai vrut să fac un interviu, pentru că m-au șocat două lucruri. În primul rând, faptul că s-a nimerit așa să fie termen exact în ziua în care avea să-i fie fatală Marinei. Și al doilea lucru, astăzi în sala de judecată, la finalul procesului, când judecătorul discuta termenele... Nu, judecătorul în prima fază a spus termen, nu s-a uitat pe programator și a spus termen 6 martie. Da. Atunci ar fi fost următorul termen. Numai că una din avocate care era în sală a spus: nu, 6, vă rog alt termen, că eu nu pot, că am proces la București, ok? A căutat alt termen, 15 martie. Eu am spus: domnul președinte, vă rog, respectos, nu pot 15 martie, pentru că eu fac parastas de ani, de 4 ani, copilul e pe 16. În 16 faceți parastas de 4 ani de când a murit. Și nu pot să vin pe 15 la tribunal, am pregătiri de făcut. A intrat cealaltă avocată și au întrebat-o colega ei și interlocul: poți pe 6 martie? A nu exclus. Asta m-a șocat, avocata intrând, deci este absolut incredibil, oameni buni. Eu așa ceva n-am mai văzut și am 30 de ani de presă, 25 de ani prin instanțe de judecată. Eu n-am mai văzut să intre o avocată strigând la judecător: nu, nu dați termen în 6, că am o croazieră de lux pe care o am de foarte mult timp planificată și nu pot să plec în croaziera de lux. Și atunci, doamna, asta mi s-a părut absolut... nu știu, șocant, sfâșietor. Spuneți dumneavoastră, scrieți dumneavoastră în comentarii. Dumneavoastră i-a spus judecătorului: bine că eu am parastasul și alții au croaziere de lux. Și eu fac parastas copilului, nu plec în croazieră și nu... Da, așa este, pentru că durerea e în sufletul meu. Și durerea cea mai mare este că de 4 ani de zile eu sunt de fiecare dată aici și ascult de la martorii care retrăiți, se audiază și tot coșmarul, exact, și toată, exact, durerea și tot ce s-a absolut întâmplat în acele timp. Absolut tot, de fiecare ați retrăit-o în ancheta penală, ați retrăit-o când s-a judecat prima oară, da. S-a schimbat judecătorul, s-a judecat a doua oară, ați retrăit-o, s-a schimbat judecătorul, acum o retrăiți, a treia oară în instanță, a patra oară o retrăiți. Așa este și... asta am și spus, nu știu, vreau să se termine cât mai repede, să dea o soluție, să plec de aici, din tribunalul ăsta, nu știu dacă în altă parte va fi mai bine. Păi dar veți ajunge la Curtea de Apel București. Ceea ce mi s-a întâmplat mie aici este strigător la cer.
este strigător la cer. Da, voi ajunge la Curtea de Apel la București. Unde înțeleg că a avansat unul dintre judecătorii, care a fost judecător aici. A fost un judecător în dosarul acesta, 6 luni de zile detașat de la judecătoria Buftea, la tribunalul Buftea. 6 luni de zile a judecat în dosarul ăsta, după care a fost promovat de partea Via Savonea ca judecător de înaltă curte de apel, chiar președinte de curte de apel, președinte pe secția a doua. Ca așa se întâmplă. Dosarul meu se pare că a fost o rampă de lansare pentru toți judecătorii care au fost în el. Prima judecătoare, pentru faptul că l-a pus pe ăsta în arest la domiciliu și a uitat să-i prelungească măsura de arest, așa a spus, a uitat să-i prelungească măsura de arest și a rămas liber de atunci, da. A fost promovată judecător inspector la inspecția judiciară, juridică, cum se numește. Al doilea judecător care a fost în dosar, detașat 6 luni ca judecător la tribunal în dosarul ăsta, a fost promovat ca judecător de curte de apel, chiar președinte, da? Și sunt la a treia instanță. Acum nu știu dacă și pe domnul judecător de acum trebuie să-l promoveze undeva sau o să se finalizeze aici. Și cu perspectiva de a merge în calea finală de atac la Curtea de Apel, unde s-ar putea să nimeriți la unul dintre, exact la același judecător care a fost aici, a fost avansat. Da. Și care, bineînțeles că în cele 6 luni de zile n-a făcut nimic decât a luat amânări, decât a judecat cum a vrut dumnealui și după care a plecat. Nu știu ce se întâmplă la Curtea de Apel. Nu știu. Mi se pare, dragi prieteni, nu știu dacă știți filmul La Piovra, Caracatița. Mi se pare un scenariu din ăsta, de film de La Piovra, de mafie. Este într-adevăr. Asta în timp ce cel care v-a ucis, v-a bătut până când a murit copilul, da? Este în libertate, este bine mersi, are fel și fel de răzbunări, fel și fel de fapte da, comite în comunitate. Și la adresa mea. Și vă sfidează, văd, inclusiv aici, la instanță. Și la adresa mea mă sfidează. Vorbește, spune vorbe urâte, spune comentarii pe Facebook, tot felul de comentarii și pune și alți prieteni să-mi scrie tot felul de injurii și tot felul de astea. Dar, știți, pe mine, astea chiar nici nu mă mai interesează. El poate să spună orice. Lumea, toată lumea care mă cunoaște, mă știe ce fel de om sunt. Îmi știa copilul ce fel de copil am și când i-am crescut pe amândoi și pe fată și pe băiat, că erau respectoși și își vedeau de treaba lor, părerile lor nici nu mă interesează, pentru că el, ca prieten, nu are decât cei de teapa lui. Nu are prieten cu un nivel mai ridicat. Chiar și cu primarul de la Mircea, care e, de la Mircea, Mircea Minea, care e prietenul lui, tot de teapa lui este. Nu e unul mai deschis. Nașul unuia dintre frații. Și nașul meu, fratisul, da. Și nașul unuia dintre frații. Deci, mă interesează părerea oamenilor care sunt oameni la locul lor, oameni serioși, oameni care sunt familiști, oameni. Nu mă interesează părerile lor. Poate să scrie orice. Dar e adevărat că nu-ți vine bine când vezi că el e vinovat și tot el aruncă cu tot felul de vorbe și face tot felul de... Se încearcă, am observat și vreau să vorbim și despre asta, ca să știe lumea ce se întâmplă. Eu vă spun că la început, când am început să relatez acest proces, eram convins că este imposibil ca așa ceva să tergiverseze, să... Având în vedere gravitatea faptelor, persoana inculpatului, faptele antisociale de violență pe care le-am mai comis în comunitate. Dar acum, dragi prieteni, vă spun, aici este... Aici, la Buftea, pare a fi, nu știu ce este aici, Italia, Camorra, ce Dumnezeu este aici. Eu am făcut plângeri penale la parchet pentru violențele pe care le-a comis împotriva mea. Se face un an și ceva și parchetul nici măcar nu m-a audiat în calitate de parte vătămată. Este absolut incredibil. În dosarul civil pe care l-am avut recent aici, n-am mai făcut de atunci, n-am mai făcut relatare video, avocata a trimis-o o hârtie ca să amâne, să nu se pronunțe instanța. A trimis o hârtie că e grav bolnavă și acum o văd în sala de judecată, nu pare să fie o persoană care acum câteva zile a fost atât de grav bolnavă încât să nu poată să vină la procese. Și se amână procesul, oameni buni, deci asta mi se pare șocant. Deci eu dacă eram judecător, o trimiteam la plimbare, cu atât mai mult cu cât Iorzan are 2 avocați. Deci nu se pune problema că rămânea fără apărare. Exact. Și judecătoarea strigă în sala de judecată, nu puneți în data de că eu am o croazieră de lux planificată. Adică putea să zică măcar, domne, am un concediu pe care nu l-am luat de mult timp, dar a ținut să strige în gura mare în sala de judecată, am o croazieră de lux planificată. Cum v-ați simțit? Eu v-am văzut și păcat că nu pot să filmez în sala de judecată, am cerut permisiunea judecătorului, dar a zis că nu pot să filmez. Eu v-am văzut, imaginea este sfâșietoare, șocantă. Ce ați simțit când ați auzit chestia asta? Adică dumneavoastră
solicitați un termen ca să nu se suprapună peste parastaz. Și avocatul v-a refuzat acel termen, că trebuia să plece avocata lui Iordan într-o croasieră de lux. Da. Știți cum? Adică, cum mă simt de fiecare dată când eu știu că ceea ce se întâmplă aici înseamnă și copilul meu nu mai e copilul meu putrezit, copilul meu putrezește în pământ. Și ea spune că se duce în croazieră, ea care e avocata unui interloper care îl apără și minte în continuu și asta. Nu am nimic cu niciun avocat. Dar nu știu. Totuși puțină decență, mi s-a părut total indecent. Deci mi s-a părut, da, adică putea să spună, domne, când face lucrul de astea, am un concediu, mi-au un concediu pe care nu l-am luat de mult timp sau... E prima dată când face doamna avocat cu lucruri de astea cu mine. M-a certat, m-a făcut în toate felurile, că de ce nu-i răspund la bună ziua, nu-i răspund și vă spun din ce motiv i-am spus și-o și ei. Nu vă răspund pentru că datorită dumneavoastră copilul meu a intrat într-un dosar când a fost a bătut Iordan pe ofițerul consilierul local, da, ofițerul, nu, da, de la Chiajna. Și, da, pe care l-a oprit în trafic în stil mafios și l-a bătut. Da, și a pus-o pe fată, a zis că a fost martoră, că a zis că a fost cu el în mașină și ea, această avocată, i-a propus fiicei dumneavoastră să fie martor. A insistat să dea declarație, cu toate că știa că ea nu poate, eu am spus, mamă, te duci să dai, ok, te-a trecut acolo ca martor, dar așteaptă să luăm un avocat. Nu, că merge avocata lui Alex și a zis că merge cu mine acolo. Ea știind că ea nu are dreptul să fie avocata martorului când era avocata, da, inculpatului. Da, 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 da. Și cu toate astea au insistat și i-a luat și au pus-o să spună ceva ce nu corespundea, exact, cu realitatea. Da, deci să depună, da, mărturie mincinoasă ca să scoată pe el. Drept urmare, copilul meu avea dosar de mărturie mincinoasă. Incredibil. Da. Este aceeași avocată. Aceeași avocată. Aceste care avocate, dintre care una condamnată penal și legate de Călin Popescu Tăricianu, da, de la fostul președinte ALDE, partidul din care e domnul Minea, da, aceste avocate văd că sunt apărătoare toate procesele, că ei mai au niște procese, s-au mai bătut cu alți sportivi de prin Chiajna, sunt o grămadă. Și văd că sunt avocatele lor în toate aceste procese. Toate dosarele care sunt, ele le iau, pentru că știu că ele sunt în legătură cu oamenii lui Mircea Minea și lui Alia Savonea și știu cum se face, nu știu cât sunt de bune profesional, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar da, știu că merg clar după o regie, un scenariu format pe care îl dă Lia Savonea, o prietena lui Mircea Minea. Deci dumneavoastră bănuiți că doamna Savonea le consiliază juridic, absolut, pe astea? Absolut. Pe baza prieteniei cu primarul Mircea Minea? Absolut. Deci, fiind cunoscut în comunitate, Lia Savonea are o vilă lângă pădure. Făcută de Mircea Minea, da. Făcută, adică cum făcută de Mircea Minea? Construită, da, terenul și construită de Mircea Minea. Terenul din momentul... proprietatea lui Minea sau de la primărie? Cum i-a dat terenul? Din proprietatea lui Minea, că la Minea tot... Păi și Minea cum avea proprietăți lângă pădure? El are tot de unde pe el proprietăți. Și făcută în ce sens? Numai o secundă, că e importantă. Păi e făcută în ce sens? Pentru că... Firmele de construcții care au lucrat? Sau... Nu, firmele de construcții. Nu firmele de construcții neapărat, dar făcută ca drept recompensă pentru ce l-a sprijinit, l-a ajutat în dosarele care i-a scos. Păi ăștia, în dosarele altora, al fratisul, al fisul, al lui Mircea. Și atunci, fiind o persoană pe care o soție aproape de tine, trebuie să-i dai, să fie mulțumită. Vă mulțumesc frumos, puteți merge, că e domnul avocat cu transportul, știu, și n-aveți cu ce să plecați de aici, o să continui eu de aici, mulțumesc. Ce s-a mai întâmplat astăzi în instanță, dragi prieteni, este important să vă spun. Doamna Constanța Ivan, mama Marinei, trebuie să plece, n-a venit cu mașina și este cu un avocat care o duce unde locuiește domnia sa, pentru că suntem în Buftea, oameni buni, nu suntem în București. Ce s-a întâmplat astăzi la instanță, ce s-a mai întâmplat, chiar în momentul în care eu am ajuns, și asta mi se pare iarăși, mi se pare absolut incredibil, mă scuzați, suflă vântul și încerc să țin bine de trepied. Ei încearcă pe toate căile să susțină că altcineva este mereu vinovat pentru moartea Marinei. Deci, Iordan a sunat la 112, astea sunt faptele, da? Astea sunt faptele, indubitabile. Marina a fost în ziua aceea la dentist, a venit de la dentist, era acasă în vila clanului Iordan, de lângă cimitirul din Chiajna. A venit la Iordan. Iordan a sunat seara. Astea sunt fapte indubitabile, da? Ce au discutat, ce s-a întâmplat,
nu ajung acolo, vreau să discut despre chestiunile indubitabile, da? Adevăr stabilit în instanță, prin documente, prin lucruri care sunt dincolo de ce susține Iordan și ce susțin alții. Fapt este că Iordan a sunat la 112 la un moment dat și a spus că partenera lui se simte rău, că are probleme cu inima și că să vină salvarea. Deci nu a spus că s-ar fi certat, că i-ar fi dat o palmă, că ar fi căzut, că ar fi lovit-o. Ulterior a susținut în instanță că i-a dat doar o palmă, e adevărat, pe partea unde a suferit operație la dentist. Vă dați seama, și dacă numai asta ar fi fost, indiferent ce motive ai, cum să-ți vină partenera de la dentist și tu să-i dai o palmă exact acolo unde a lucrat dentistul, oameni bun. Deci asta este ceva dincolo de asta. A luat-o salvarea, a dus-o la spital, la spital i s-a făcut rău, a intrat în comă și ulterior a murit. Autopsia a consemnat 5 rupturi de splină și un hematom cât jumătate din cutia craniană. Deci astea sunt fapte, indubitabile. Ce susține Iordan? Susține în diverse variante, ba că i-a dat o palmă și ea a căzut și s-a lovit în baie, ba că i-a dat o palmă și ea a căzut și s-a lovit de o măsuță din încăpere. Martorii care au fost audiați n-au oferit informații relevante care să confirme așa ceva. Ba că ea n-a fost grav rănită și de fapt ar fi fost luată pe striker greșit de către personalul medical. Și astăzi am asistat la 4 declarații. Medic, asistente, infirmiere. Toate cele 4 cadre medicale au spus că era imposibil să pice de pe striker și că există procedură. Astăzi o doamnă doctor de la neurochirurgie, care era de serviciu noaptea respectivă, a descris procedura. A spus, domne, nu există așa ceva. Dacă s-ar întâmpla așa ceva, se consemnează imediat în fișa pacientului și în alte documente medicale care sunt obligatorii, și așa ceva nu s-a întâmplat și nu există niciunde în fișa pacientului. Chiar acum, înainte să termine procesul, a fost audiat o infirmieră, pentru că la un moment dat Marina ei s-a făcut rău și a fost dusă la grupul sanitar de către un brancardier. Și acolo a fost preluată de către o infirmieră pentru, mă rog, ce este nevoie când oamenii merg la grupul sanitar. Și această infirmieră a spus foarte clar, nu există așa ceva să pice cineva de pe striker. Plus că dacă se simte rău, nici nu-l dăm jos de pe striker, a explicat infirmiera, îi punem pamper sau îi punem o ploscă. Mai mult decât atât, medicii sunt lângă noi și noi oricum nu facem nimic altceva decât ceea ce ne spun medicii. Și dacă se întâmplă ceva, medicul e acolo și consemnează că e procedură obligatorie. Deci el susține, ba că ar fi picat, că brancardierii ar fi trântit-o, ba că s-ar fi ridicat ea și ar fi căzut. Sunt mai multe variante pe care eu le-am dedus din ce a spus el și din întrebările prin care avocatele lui Iordan au încercat să sugereze fel și fel de justificări pentru această situație. Ba că atunci când a fost dusă la grupul sanitar, s-ar fi ridicat și ar fi căzut în grupul sanitar. Sunt diverse variante. Ce mi s-a părut șocant, astăzi am auzit discutându-se o nouă variantă, da, că se merge pe principiul denigrării victimei. Deci victima este de vină. Asta este țara. Noi avem în practica judiciară românească și în practica forțelor de ordine o lungă tradiție de culpabilizare a victimei. Da? În foarte multe secții de poliție, dacă merge victima să depună plângere, mai ales când e vorba de probleme de cuplu, polițiștii spun, dar poate ai făcut tu ceva, poate meritai să stragă două palme. Ce s-a întâmplat? Lucrurile nu se iau în serios. Nu se instituie și nu se respectă ordine de interdicție. Sunt atâtea cazuri, le-ați văzut în societate, în care parteneri violenți și-au ucis partenerele, deși partenerele au fost la poliție, au făcut demersuri. Deci este încă o societate, suntem încă o societate foarte rudimentară din acest punct de vedere. Ce mi s-a părut șocant? Mi s-a părut șocant audierea uneia dintre martori, o asistentă care s-a ocupat de recoltarea probelor biologice ale Marinei și căreia avocatele interlopului Alexandru Iordan încercau să-i inducă răspunsul că s-ar fi găsit o substanță care este asociată cu consumul de droguri. Acum am descoperit în instanță o nouă linie pe care ei merg, da? Nu e de vină Iordan,
vă dați seama că nu e de vină el că a sunat la 112 fără să spună că s-a certat cu ea. Nu mai sunt de vină brancardierii. Domne, era drogată Marina și din cauza că era drogată probabil a căzut și i s-a rupt splina în 5 locuri, i s-a făcut hematom pe cap și el nu este de vină. El nu poartă nicio răspundere. Ce este și mai șocant, dragi prieteni, că poate unele chestiuni procedurale în acest proces, poate, nu știu, ar fi de înțeles. Mă scuzați, trepiedul îmi joacă peste. Poate că ar fi de înțeles, dar ce este șocant este că acest individ este în libertate, oameni buni. Deci este judecat în libertate și de când a fost eliberat, într-un dosar în care e acuzat de moartea partenerei. A fost implicat în numeroase scandaluri violente în comunitatea sa. Inclusiv este filmat în timp ce rupe cu bătaia un client la o spălătorie. Și am dus imagini la parchet și parchetul judecătoriei Buftea nu face nimic de un an de zile, deci este incredibil, așa ceva n-am mai văzut. Am mai văzut mușamalizări, dar cheamă la audieri și spun, domne, nu sunt elementele constitutive sau... Dar chiar în halul ăsta să nu facă nimic. Se mai amenință, am depus probe în dosarul civil pe care l-am cu el, se mai amenință cu alții, au ceva de împărțit, ați văzut cu cel la care lucra acel cioban care l-a acuzat de sechestrare și răpire, se amenință cu ăla, îi trimite, nu știu, coroane de morți, fac live-uri, într-un limbaj absolut incredibil, cu incitări la violență, cu referiri despre situații și persoane implicate în trafic de droguri. Deci este ceva incredibil dacă te uiți acolo. Și autoritățile statului nu există, nu fac nimic. Nu fac absolut nimic. Ceea ce mă face pe mine să cred că sunt îndreptățite părerile, opiniile mamei Marinei, pe care ați auzit-o. Încerc să fac cadru puțin diferit, se vadă. Aici este sala de judecată unde s-a judecat procesul, da? Acum frații Iordan sunt acolo pentru că au fost implicați într-un alt scandal, tot violent. Și acolo e un proces. Deci este ceva incredibil. Este... Bine, puteți căutați dumneavoastră pe net să vedeți. Faceți un search pe Google. Violență plus Iordan. Să vedeți ce găsiți pe internet. Să vedeți ce găsiți, oameni buni. Și mi se pare absolut șocant că instituțiile statului care ar trebui să monitorizeze aceste lucruri, da? Domnul Iohannis a declarat consumul de droguri de siguranță națională. Dicotul zice, domne, o să intervină SRI-ul. Păi să meargă SRI-ul puțin pe live-urile domnului Iordan și a celor cu care se ceartă domnul Iordan și să vadă cum se discută acolo de kilograme, de droguri, de sume, de... Deci este ceva incredibil, oameni buni. Incredibil. Și pare că în acest caz statul român pur și simplu nu există. Nu există. Nu există justiție, nu există parchet, nu există poliție. Instanțele de judecată judecă în dorul lelii. Și un judecător acceptă că atunci când trebuie să modifice un termen să nu accepte data propusă de mama victimei care trebuie să-și facă parastas, oameni buni. Deci asta este ceva, este ireal. Pentru că una dintre avocate, inculpatul având două avocate și putând să reprezinte cealaltă, da? Deci având reprezentare. Pentru că una dintre avocate strigă în sala de judecată că trebuie să plece într-o croazieră de lux, da? Pe care și-a planificat-o de mult timp, vă dați seama. Și pune termen exact în ziua în care Marina a fost luată cu salvare, adusă la spital și avea să intre în comă. Și bineînțeles, se fac 4 ani de zile, oameni buni, vă dați seama cum este, ce situație este pentru această mamă, de aceea am și vrut să o auziți din nou. Eu am mai realizat un interviu cu domnia sa aici. Îl găsiți în playlistul Teroare în Chiajna, playlistul despre clanul Interlop, Alex, clanul Interlop Iordan, primarul Mircea Mine, Alia Savonia. Ori eu văzând toate aceste anomalii, situații cu care eu nu m-am întâlnit în 30 de ani de presă, 25 de ani în justiție, în sălile de judecată, văzând toate aceste anomalii, nu pot decât să consider că sunt îndreptățite opiniile mamei victime, conform cărora există o influență puternică din partea unui personaj care în momentul de față este cel mai influent personaj din sistemul de justiție din România. Fosta șefa a Consiliului Superior al Magistraturii, urcat acolo pe vremea infractorului Dragnea, actuală magistrat la Înalta Curte de Casație și Justiție, la secția penală.
Și mă întreb dacă vreodată se va face dreptate în acest caz. Dacă vreodată acest individ periculos pentru societate va ajunge să suporte rigorile legii, dacă cineva va mai plăti cu viața. Pentru că în Chiajna, în Buftea, la tribunalul Ilfov, pare că România nu este o țară europeană, pare, nu știu, o țară din aia, nici nu știu cum să spun, cu instituții în construcții din frunze de palmier sau de bananier. Asta este situația, dragi prieteni. Urmăriți playlistul, cei care nu știți subiectul, o să vedeți niște lucruri extrem de grave și de interesante. Totul are legătură, oameni buni, cu modul în care votăm sau nu votăm. Primarul Minea este în ALDE. ALDE a fost absorbit în PNL. Rareș Bogdan o să meargă să facă campanie electorală, probabil cu clanul Iordan și cu și cu primarul Mircea Minea și cu ALDE. Vă dați seama ce a ajuns PNL-ul. A ajuns anexa PSD-ului. Și dacă noi nu ieșim masiv la vot, oameni buni, dacă noi nu sancționăm aceste lucruri, ce vedem aici se va extinde ca un cancer, ca o infecție. Dacă nu, deja s-a extins, judecând după mesajele pe care le-am primit, de câte ori am făcut relatări despre acest caz, de la oameni din alte comunități locale care au relatat situații similare. Este foarte grav, oameni buni. Eu o să vă relatez și o să vedem dacă, nu știu, anul 4 al procesului. Cred că au fost 50 de termene până acum. Așa ceva eu n-am mai auzit. Să vedem, poate cine știe, intră procesul ăsta în Guinness Book, World of Records. Semper Fidelis. Ne vedem mâine, dragi prieteni, cu o știre foarte bună. Avocatul Cuculi s-a pierdut definitiv procesul cu mine. A postat pe paginile de Facebook hotărârea judecătorească, dar într-o manieră așa la coțcărie. Și va trebui să-mi plătească 10.700 de lei, 5.000 de lei daune morale, pentru că m-a denigrat, a mințit despre mine că-s plătit de un partid politic și nu e adevărat, și 5.700 de lei cheltuieli de judecată, onorariu casei de avocatură care m-a reprezentat la curtea de apel în ultima cale de atac. Domnul Cuculi s-a vrut să facă această cale de atac la curtea de apel, a trebuit să angajez o casă de avocatură și acum trebuie să plătească, suma i s-a dublat, trebuie să plătească și cheltuieli de judecată, dar despre asta o să vorbesc mâine. Am considerat că, dincolo de cazul meu, nenorocirea asta de aici este mult, mult mai importantă. Semper Fidelis și vă rog foarte mult să distribuiți, să vadă toată lumea în ce hal stau lucrurile aici, în Buftea.